taie locul răstignirii. Când astfel pe om nevinovat, el a luat păcatul omenirii. Făcând astfel pe om nevinovat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Ești viu în veci, adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Golgota e locul de iubire, că din iubire Domnul s-a jertfit, să vindece pe toți acei ce cred. În jertfa sfântă vor fi vindecați, să vindece pe toți acei ce cred. În jertfa sfântă vor fi mântuiți. Haideți să cântăm cu toții. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Glorie Domnului Iisus! Este viu în veci, în vecilor. Și faptul că e viu, suntem aici prezenți și El e prezent aici. Am chemat numele Lui Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Îi mulțumim că simțim prezența și harul Său. Glorie Domnului! Aleluia! Golgota e locul biruinței, a răstignirii firii pământești. Acel ce din iubire se jertfește, renaște pentru slăvile cerești. Acel ce din iubire se jertfește, renaște pentru slăvile cerești. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat. Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat. Tu ești viu în veci, cu adevărat.
Iisus, nume minunat, Tu ai murit și ai înviat, Tu ești viu în veci cu adevărat. Fă din mine ce ai vrea să fii, harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Fă din mine ce ai vrea să fii, o simfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Cine oare meșter mare în întregul univers care să mă modeleze, dându-mi chipul său ceresc. Fă din mine ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Haideți să cântăm cu toți. Fă din mine ce ai vrea să fii, o simfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Glorie Domnului Iisus! Domnul Iisus vine, ești pregătit să auzi strigarea Lui, strângeți-mi pe cei credincioși, v-aș zice, care au făcut cu mine legământ. Mai e puțin și Domnul Iisus vine, ești pregătit să auzi strigarea Lui, strângeți-mi pe cei credincioși, v-a zice, care au făcut cu mine legământ. Mai este o pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota, tu
poți primi asarul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Poți primi asarul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Încredințează-ți soarta în mâna lui, încrede-te în El că este bun. Durerea care o porți în viața ta mai e puțin și El ți-o va lua. Încredințează-ți soarta în mâna Lui, încrede-te în El că este bun. Durerea care o porți în viața ta mai e puțin și El ți-o va lua. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Poți primi asarul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce-a suferit în Golgota. Poți primi asarul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Glorie Domnului Iisus! Mare este Dumnezeu, mare este Dumnezeu. Eu îl simt în a mea viață, căci Iisus îmi dă speranță. Mare este Dumnezeu. Eu îl simt în a mea viață, căci Iisus îmi dă speranță. Mare este Dumnezeu. El e și azi vindecător, vindecător. El vindecă orice boală și pune balsam pe rană. El e Domnul domnilor. El vindecă orice boală și pune balsam pe rană. El e Domnul domnilor. Glorie Lui! Aleluia! Iisus din nou va veni, ca să-și ducă sa mireasă în acerul lui sfânt casă. De pe pământ o va răpi, ca să-și ducă sa mireasă în acerul lui sfânt casă. De pe pământ o va răpi.
este Dumnezeul nostru. Până când El va veni, să-i dăm viața lui Hristos, de ea să trăim frumos, să nu rămânem aici jos. Să-i dăm viața lui Hristos, de ea să trăim frumos, să nu rămânem aici jos. Mare este Dumnezeu, mare este Dumnezeu. Eu îl simt în a mea viață, căci Iisus îmi dă speranță. Mare este Dumnezeu. Eu îl simt în a mea viață, căci Iisus îmi dă speranță. Mare este Dumnezeu. Glorie Lui în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vreau, cu permisiunea dumneavoastră, să-i salutăm și pe aceia care prin intermediul televiziunii creștine Credo TV ne urmăresc și spunem pe toți cei care ne urmăresc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea aceasta plină de har, iată, prin televiziune, prin radio, iată, aici, în aer liber, putem să-L slăvim pe Dumnezeu liberi, putem să înălțăm cântări de laudă, putem asculta cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva motive pentru care și de data aceasta putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să fim mulțumitori, să fim recunoscători înaintea lui Dumnezeu. Și spunem pentru toate, mărit să fie numele Domnului! Amin, amin. Aș vrea tot cu permisiunea dumneavoastră să salut în această seară frații slujitori aici în stânga, din Arad, din Șiria, din mai multe locuri din județul Arad și nu doar din Arad, sunt și din străinătate aici în seara aceasta împreună cu noi. Să spunem și pe dânsii din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Să binecuvinteze bisericile pe care dânsii le reprezintă în seara aceasta aici la Piatra Vie, a patra ediție, ediția 2014. Aș vrea în următoarele momente să invit aici alături de noi pe sora noastră, pe o doamnă care cu toți am ascultat-o ani la rând. Am privit-o cu atâta drag ani la rând la televizor. A fost iubită și în ultimii ani este și mai iubită și mai îndrăgită de noi. Vreau să vă spun un lucru, că astăzi am primit un telefon din partea unui prieten bun de-al meu, directorul Filarmonicii de Stat din Arad, doctor în muzică, și dânsul mi-a spus, am auzit că astăzi la Șiria va fi Gabi Lunca. Și am zis, ai auzit bine. Mi-a spus, te rog frumos, aș vrea două locuri pentru mine și pentru fratele meu, fiindcă aș vrea să o ascult pe Gabi Lunca cântând. Dânsul este aici împreună cu fratele ca să asculte pe Gabi Lunca, să asculte pe Romeo Stan împreună cu acești oameni binecuvântați de Dumnezeu. Și îi spun din toată inima, Domnul să o binecuvinteze și pe sora Gabi Lunca. Afară timpul-i liniștit, sus pe cer luna s-a ivit, te așteaptă în tăcere să vii. Nu mai mama,
și-n bezna aceasta grea. Dorește ca să vii la ea. Ea te așteaptă în casă plângând. Numai mama. Ea te învață cum să trăiești prin lume, să nu rătăcești. Cine ar putea să fac așa? Da, o mamă. Cu mama eu am locuit. Ce clipe frumoase am trăit. Cântări frumoase ne cântam. Chiar dacă mă mai dojenea, tot ea venea și mă împăca. Cine ar putea să fac așa? Doar o mamă. Măicuța mea când se ruga, este, mă chema mereu lângă ea. Ea se ruga la Dumnezeu pentru mine. Unele nopți nu pot dormi ușor. În casă n-am cu cine vorbi. Mi-aduc aminte cum era la noi acasă. În curtea noastră aveam un pom. Vara mergeam sub el să dorm. Măicuța pâine ne cocea și ne aducea. Să ai o mamă pe pământ, să știi că-i darul cel mai sfânt. Mulțumește-i lui Dumnezeu de ai o mamă. Frații mei, de ești copil și-ai vrea să pleci singur prin lume să-ți petreci, să știi că-n odăița ta plânge mama. Te așteaptă cu lampa aprinsă. Afară poarta e deschisă. Are vrea să știe de-ai mânca, că-așa e mama. Are vrea să știe de-ai mâncat, că nimic
nu ți s-a întâmplat. Până te vede că ai venit, n-a țipit. Copile, ia-l pe Dumnezeu să-ți fie mamă în locul meu, că-l e medicul miros. Domnul Hristos, de ce se duc în vânt? De ce toate rămân pe pământ? De ce ne grăbim ca să adunăm? De ce? Că tot aici le lăsăm. De ce nu căutăm cu el să ne împăcăm? De ce nu căutăm pe Domnul să-l urmăm? De ce nu dăm deoparte tot ce e cu noi? De ce fugim de lume? Când lumea e în noi? De ce tot în urmă ne uităm? De ce ce rău nu alungă? De ce facem buia celui rău? De ce n-ascultăm de Dumnezeu? De ce nu căutăm cu el să ne împăcăm? De ce nu căutăm cu el să ne împăcăm? De ce nu dăm deoparte tot ce e gunoi? De ce fugim de lume când lumea e în noi? Să te gândești azi poți pe Dumnezeu să-L urmezi. Azi poți să îți pleci genunchii tăi. Ajută, Doamne! Azi poți să nu mai stai cu cei rei. Azi poți să spui, o, Doamne, vreau să fiu a Ta, să fac parte din turmă în drum spre Golgota. Azi poți să spui, o, Doamne, vreau să fiu a Ta, să fac parte din turmă.
știu că la voi nu se poate în așa o mulțime să nu fie și sănătoși, dar sunt și bolnavi. Și eu am trecut pe acolo și n-aș vrea să stai nepăsător și să asculți cântarea care eu am să o cânt. Mi-a dat-o Dumnezeu într-o seară. Și tot ce spun aici e direct de la el. Domnul-i medic special, face vizită în spital, se oprește prin salon. Pe la fiecare ori îmbrăcat în veșmânt, el e medicul cel sfânt. Îmbrăcat în veșmânt, el e medicul cel sfânt. Frații mei, tu ce ești în suferință, vino, Doamne, și ai mi-ai pierdut din credință. Ce vă spun eu? Lupta, ridică-te-n sus, în numele lui Iisus. El are nume de slavă și vindecă orice boală. Pe mine m-a vindecat, e binecuvântat. Și dumneavoastră, dacă eu spun aici o poveste, decât asta. Am să spun doar ne la lume, ce-ai făcut tu pentru mine. De ce? Că mi-era frică de moarte, dacă nu mai fi văzut, aș fi fost moartă de multe. Că așa e lumea făcută, și mâine te uită. Că așa e lumea făcută, astăzi și mâine te uită. Pe mine m-a vindecat, fie binecuvântat.
Într-o seară râde iar într-un sat. Am văzut cum plângea lingunga o măicuță și-un fiu. Strigă-n noapte târziu, fiul meu, fiul meu, fiul meu. Nu fugi, nu pleca, nu-mi răni. Fiul meu, fiul meu, fiul meu. Mai e un tren care așteaptă, grăbește-te și prinde locul, că dacă pleacă nu mai vine. Chiria, și nu știi unde-i altă loc. Nu întreba unde oprește, de fericire poți să plângi, că ce este trenul nemuririi, cu el în rai poți să ajungi. Ce faci cu zi, oade mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dă moichii cu Iisus? Omule, ce viață ai dus, când? Când nu știai de Iisus, ai făcut tot ce-i mai rău, le-ntristai pe Dumnezeu. Biserica n-o vedeai, pe fraz de rău îi vorbeai, te purtai cu frații rău, le-ntristai pe Dumnezeu. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu zi, oade mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dă muichi cu Iisus? Frații mei, bine-ar fi să ne trezim, amin, și-ntre-n toți să ne suim.
vrei și tu să vii. Ce să faci? Ia-ți bilet de clasa întâi. Dacă nu ești botezat, cu Duhul Sfânt sigilat, din plin poți să ajungi afară. Ferească Dumnezeu. Știți de ce? Te dă jos la prima gare. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu ziua de mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dăm ochii cu Iisus? Oameni buni și dragă lume, care n-ați uitat de mine, în lume eu v-am cântat, dar încă n-am terminat, dar încă n-am terminat. Lumii am lăsat cântatul, dar Dumnezeu mi-a dat altul. Da, Dumnezeu mi-a dat altul. Să-i cânt pentru slava Lui și salvarea omului, și salvarea omului. Știți de ce? Că am un legământ cu El, cu Iisus Emanuel, cu Iisus Emanuele. De când am lăsat lumea aici, aici, s-a mărit familia mea. Familia mea e mare, că-s frații din adunare, că-s frații din adunare. Aleluia! C-am un legământ cu El, cu Iisus Emanuel, cu Iisus Emanuele. Sunteți de acord cu mine? Domnul m-a trimis la voi. De ce? Să ne facem oameni noi, o lumină noi să fim, în lume să strălucim, în lume să strălucim. O lumină noi să fim, în lume să strălucim, în lume să strălucim. Că așa scrie Cartea Sfântă, că pe căzuți îi ajută, că pe căzuți îi ajută. Că așa scrie Cartea Sfântă, că pe căzuți îi ajută, că pe căzuți îi ajută. Și acum vreau să vă spun vouă, am crescut cu voi și voi cu mine, așa e. Când-ți face o casă frumoasă, vii de afară cu o mașină frumoasă, copiii ți-e bine la casele lor,
fiți atent. Și cred că sunteți de acord cu mine, ușor, băieții mei. Dacă te vezi om bogat, să nu crezi că ești iertat, că Dumnezeu te încearcă, El îți dă cu mână largă, El îți dă cu mână largă. Dacă-i cer, nu zice nu, vrea să vadă ce faci tu, vrea să vadă ce faci tu, ce faci tu cu ce ți-a dat. Dacă împarți cu cel sărac, dacă împarți cu cel sărac, că Dumnezeu te-ncearcă, El îți dă cu mână largă, El îți dă cu mână largă. Frații mei, și cred că sunteți de acord cu mine, pe săraci cine-i ajută, ce se întâmplă? Pe Dumnezeu îl împrumută, că Dumnezeu, fraților, El nu rămâne dator, El nu rămâne dator. Cine se roagă și cântă, Dumnezeu din cer ne ascultă, Dumnezeu din cer ne ascultă. Dacă-și cere ajutor, tu nu sta nepăsător, tu nu stea nepăsător, că Dumnezeu, fraților, El nu rămâne dator, El nu rămâne dator. Toată lumea se întreabă de ce noi creștinii îi cântăm lui Dumnezeu. Fie iarnă, fie vară, noi cântăm mereu, mare este Dumnezeu. Mare Dumnezeu avem, mare Dumnezeu. Dumnezeu ave, Dumnezeu mare ave, cu toți! Mare Dumnezeu ave, mare Dumnezeu ave, mare Dumnezeu ave, Dumnezeu mare ave, Daniele! Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, cu adevărat, cu adevărat. Nu ne interesează lumea, zică orice-o vrea, noi cântăm totdeauna, trăiască Domnul! Unii zic fără rușine că am înnebunit, că de ce m-am pocăit. Mare Dumnezeu ave, mare Dumnezeu ave, mare Dumnezeu ave, Dumnezeu mare ave, mare
Mare Dumnezeu avem, Mare Dumnezeu avem, Mare Dumnezeu avem, Dumnezeu mare avem. Există Dumnezeu cu adevărat, este! Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, cu adevărat. Domnul. Mulțumesc frumos. Zic încă o dată, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și cei care suntem aici, și cei care sunteți afară, să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și vă aduc aminte de ceea ce spune psalmistul în cartea psalmilor, în psalmul 118, că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Și atunci când Domnul face ceva, face întotdeauna cu un scop. Dumnezeul nostru nu lucrează într-un mod haotic, într-un mod dezorganizat. Pentru că spunea Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Adică un Dumnezeu care toate lucrurile le face ordonat, bine programat. De aceea, ziua de astăzi este o zi pe care Dumnezeu avea în planul său să fim împreună în locul acesta și să împlinim una din cântările pe care noi le cântăm. Și când zic noi, nu mă refer numai la noi cei care suntem români, ci cred că și dumneavoastră, etnia dumneavoastră, cântați. Și cântarea spune, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare. Și efectul prezenței lui Dumnezeu înseamnă bucurie în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, într-o seară ca aceasta, cum a fost și seara de ieri, cum este seara aceasta, cum va fi cu ajutorul Domnului mâine seară, ne adunăm în locul acesta cu un scop. Și scopul principal este acela de a proslăvi numele Lui, de a-L binecuvânta pe El. Și când vom pleca spre casele noastre, toți cei care ne-am adunat aici la cortul întâlnirii, la Piatra Vie și Ria 2014, când vom pleca spre casele noastre, să plecăm cu această bucurie, cea mai mare bucurie. Nu bucuria faptului că am ascultat-o pe sora Gabi Luncă, Domnul să o binecuvânteze. E bucurie să o asculți. Bucuria faptului că i-am ascultat pe frații de la București sau că am ascultat o predică deosebită, ci cu bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Cea mai mare bucurie, și vă aduc aminte de un cuvânt din Scriptură, la un moment dat spune Scriptura că 70 de ucenici ai Mântuitorului s-au întors acasă plini de bucurie. Avuseseră un succes deosebit în lucrarea lui Dumnezeu. Dracile erau supuși. Autoritate în lumea demonică. Nu-i puțin lucru. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ei și le-a zis, există o bucurie mai mare decât bucuria succesului în lucrare. Care e bucuria aceea? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Frați și surori, nu există bucurie mai mare ca bucuria ca atunci când toate lucrurile se vor finaliza, mai devreme sau mai târziu. 70 de ani pentru cei mai tari, 80 de ani, spune Scriptura în Psalmul 90, atunci când toate lucrurile se vor finaliza, să ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Unul din scopurile pentru care Piatra Vie există, unul din scopurile pentru care ne adunăm deja de 4 ani în locul acesta, este ca în cartea aceea să fie cât mai multe nume scrise. Dacă ne-am adunat aici și am venit de la București, am venit de la Arad, am venit, eu știu, din alte părți, din Europa sau poate chiar de dincolo de ocean, și n-avem numele scris în cartea vieții, n-am realizat mare lucru. Am venit doar la cort, am cântat, ne-am rugat, am cumpărat, am plecat acasă, n-am realizat mare lucru. Dar dacă în seara aceasta, Domnul care este prezent în locul acesta, deschide cartea aceea vieții și scrie nume, suntem cei mai bucuroși. Asta mă rog să se întâmple la Piatra Vie. Asta vrea Domnul să lucreze în locul acesta. De aceea gândurile pe care vreau să le împărtășesc înaintea dumneavoastră, legate de lucrarea aceasta de mântuire, sunt gânduri care vin din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, și sora Gabi și frații de la București au cântat și au vorbit despre măreția lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre persoana lui Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu,
în imaginea noastră, în gândul nostru, este faptul că Dumnezeul pe care noi îl slujim, Dumnezeul pe care noi îl onorăm, este un Dumnezeu care poate totul. N-are niciun minus, n-are nimic care să fie imperfect. Și totuși, uitându-mă în Scriptură, din punctul de vedere al mântuirii, în vocabularul sau din vocabularul lui Dumnezeu, lipsesc 3 cuvinte. Repet, atunci când e vorba de mântuire, din vocabularul lui Dumnezeu, lipsesc 3 cuvinte. Când spun că lipsesc 3 cuvinte, nu înseamnă că Dumnezeu nu le știe. Nu înseamnă că Dumnezeu nu le cunoaște, pentru că Dumnezeu știe absolut toate lucrurile. Amin? Amin. Mărit să fie numele Lui. Amin. Dar când e vorba de mântuire, Dumnezeu parcă refuză să rostească aceste 3 cuvinte. Știți care sunt cele 3 cuvinte pe care eu le-am numit cuvinte lipsă din vocabularul lui Dumnezeu, din vorbirea lui Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu nu va zice, când e vorba de mântuire, niciodată unii. Mântuirea nu-i doar pentru unii. Mântuirea nu-i numai pentru români. Întreb în această seară la adunarea fraților de la Siria. Mântuirea este și pentru romi? Măriți să fie Domnul! E și pentru români, și pentru țigani, și pentru americani, și pentru francezi, și pentru europeni, pentru toți! Când apostolul Petru a intrat în casa lui Corneliu în Cezarea, primul cuvânt pe care l-a zis, de acolo încolo de la Cezarea, începe Evanghelia să meargă pretutindeni. Primul cuvânt pe care apostolul Petru l-a zis în felul următor, ca și o imagine despre Dumnezeu, în cunoașterea aceasta lui Dumnezeu, a zis, văd în adevăr că Dumnezeu este nepărtinitor și că în orice neam, orice neam, cine lucrează neprihănire, este primit de El. Pentru că la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci în seara aceasta, oricine ai fi, oricare ți-ar fi poziția socială, că ai școală sau n-ai școală, că ai diplome sau n-ai diplome, că atunci când mergi la primărie, în loc să semnezi, pui degetul, înaintea lui Dumnezeu ai acces în împărăția Lui. Amin. Pentru că în dreptul lui Dumnezeu nu există cuvântul unii, ci cuvântul pe care Dumnezeu îl folosește pentru mântuire întotdeauna este cuvântul toți. Dumnezeu voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să fie mântuiți. Doamne, fă să plouă cu mântuire în seara aceasta la Siria. Prin cântare, prin rugăciune, prin predica fratelui păstor Rivi Știvei Pavel. Doamne, plouă mântuire în locul acesta. Oamenii care vor pleca acasă să plece plini de bucuria mântuirii, de întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos în locul acesta, la cortul întâlnirii. Primul cuvânt care lipsește din vocabularul lui Dumnezeu este cuvântul unii. Dumnezeu va zice întotdeauna toți. Știu că în seara aceasta sunteți unii dintre dumneavoastră care a zis, eu nu fac parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu. În planul de mântuire a lui Dumnezeu sunt toți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Iisus Hristos, unicul Său Fiu, pentru ca oricine care e la Siria în seara aceasta și crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Binecuvântat să fie numele Domnului! Un al doilea cuvânt lipsă din vocabularul lui Dumnezeu, știți care este? Dumnezeu nu va zice niciodată mâine. Interesant. Dumnezeu nu va zice niciodată mâine când e vorba de mântuire. Noi întotdeauna zicem, las-o pe mâine, las-o pe poimâine, o rezolv anul viitor. Poate l-ați întrebat, eu știu, pe Cristi sau pe frații care au organizat Piatra Vie și n-aveți în corelație cu Domnul și a zis, mă, și anul viitor organizez, că eu vreau anul viitor să mă pocăiesc. Mai am câteva lucruri de rezolvat, câteva probleme de făcut și anul viitor mă pocăiesc. Frați și surori, când e vorba de mântuire, Dumnezeu care cunoaște absolut toate lucrurile, nu zice niciodată mâine. Știți care e cuvântul pe care Dumnezeu îl folosește? Întotdeauna Dumnezeu folosește cuvântul azi. Și m-am pus o problemă, o întrebare. Doamne, dar tu ai ști, de exemplu, dacă fratele cutare sau sara cutare mai au zile și mâine? Pentru că noi vorbim din perspectiva noastră, spunem, da, mâine nu e al nostru. Singurul care cunoaște dacă va fi mâine, 27 iulie 2014, este Domnul. Eu mâine dimineața am deja program, știu unde trebuie să fiu dimineață, mâine seara am o căsătorie, trebuie să fiu și să slujesc și să oficiez un act de cult, o căsătorie. Din punctul meu de vedere, mi-am programat lucrurile pentru ziua de mâine. Dar cel care va ști că este un mâine, este Domnul. Și totuși Dumnezeu nu zice niciodată, când e vorba de mântuire, nu zice niciodată mâine. Mi-am pus întrebarea, de ce? El suveranul, El cunoscătorul, știți de ce?
Pentru că apare o foarte mare problemă. Și unii dintre cei care mă ascultați în această seară, în gândul pe care îl aduc înaintea noastră, trăiți exact starea aceasta. De ani de zile amânați. De ani de zile tot vă jucați cu Dumnezeu. Mâine, poimâine. Știi ce s-a întâmplat în viața ta? Știi de ce este pericolul acesta al amânării? Este pericolul împietririi inimii. Cu cât amân mai mult, cu atât inima se împietrește tot mai tare. Mi-aduc aminte de un episod din Scriptură, din Vechiul Testament. Este a doua urgie care vine peste poporul Egipt. Și a doua urgie care a venit după transformarea apei Nil sunt broaștele. Broaștele au umplut Egiptul, broaște în case, broaște în pat, broaște sub pat, broaște în palatul împăratului. Și îl cheamă faraon pe Moise și spune, spune-i lui Dumnezeul acesta să ia broaștele acesta de la noi. Și Moise îl întreabă pe faraon și spune, bun, eu vorbesc cu Dumnezeu, când vrei să ia broaștele acestea de la tine? Spune-i să le ia mâine. Și-a zis, bine, nicio problemă, dacă tu mai vrei să stai o noapte cu broasca în pat, stai cu broasca în pat, eu mâine îl rog pe Dumnezeu. Există acolo o subliniere în Scriptură și vreau să vă citesc versetul acesta din Exodul, din capitolul 8, spune în felul următor. Faraon, văzând că are răgasă suflă în voie, s-a împietrit inima, n-a ascultat de Moise, nici de Aron, așa cum spusese Domnul. De aceea Dumnezeu niciodată nu va zice mâine. Frate și soră, dragul meu ascultător, care ești în această seară de 26 iulie 2014 la Piatra Vie Șiria, aici în prezența lui Dumnezeu. Dacă în această seară prin cântare, prin predică, prin gânduri, Dumnezeu te-a cercetat, în numele Evangheliei pe care o predic, spun, vino astăzi la Iisus Hristos! Nu zi mâine, pentru că mâine s-ar putea să fie inima tot mai împietrită, de ani de zile ea se împietrește. Și ai ajuns în starea în care nu te mai sensibilizează nimic. Nu te sensibilizează că Dumnezeu vindecă și cancerul? Nu te sensibilizează că Dumnezeu mântuiește pe cel mai păcătos? Nu te mai mișcă nimic! Pentru că de ani de zile ai ascultat Evanghelia și ai tot amânat, ai tot amânat. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să te cerceteze, Dumnezeu să-ți vorbească într-un mod deosebit și Dumnezeu să transforme inima de piatră într-o inimă de carne, o inimă care să primească mesajul și apoi să ai parte de bucuria împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va zice niciodată unii, ci întotdeauna va zice toți. Dumnezeu nu va zice niciodată mâine, ci întotdeauna va zice azi. Și Dumnezeu nu va zice niciodată târziu. Există un alt cuvânt pe care îl folosește Dumnezeu, știți care este? Prea târziu. Dumnezeu nu va zice târziu, dar poate să zică prea târziu. M-am uitat la una din pildele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a rostit, e vorba de pilda lucrătorilor viei, Evanghelia după Matei, capitolul 20, și în pasajul acela, chemarea pe care o face lucrător, pe care o face stăpânul viei, este la ore diferite. Pe unul cheamă la ora 3, pe altul cheamă la ora 6, pe altul cheamă la ora 9, pe altul cheamă la ora 11. Toți sunt răsplătiți într-un mod egal. Și poate că una din întrebările pe care le punem, Doamne, dar de ce? Ăla care lucra la 3 a lucrat mai mult decât ăla la ora 11. N-am să scot în aspect ideea aceasta, ci faptul că toți cei care au venit să slujească și chiar dacă cel din ceasul al 11-lea a venit târziu, a putut să mai facă ceva pentru Domnul și să-L slujească. S-a închis ușa. Și după ce s-a închis ușa, au fost și alții care au bătut. Știți care e diferența din cel care a venit la ceasul al 11-lea și cel care a venit la 12 și un minut? Unul a venit târziu, iar altul a venit prea târziu. Tocmai de aceea mesajul pe care tot apostolul Pavel îl transmite în epistola către evrei, în capitolul 4 și versetul 1, este acesta. Să luăm dar seama bine, fraților de la Șiria, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința întrării în odihna lui, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, prea târziu, pentru că va fi prea târziu și vei bate și vei vrea să intri în împărăția lui Dumnezeu și nu se va mai putea. Și vei auzi exact același glas pe care l-a auzit bogatul care a ajuns în iad. Nu l-a ajutat bogăția, nu l-au ajutat hainele, nu l-au ajutat relațiile, nu l-a ajutat absolut nimica. A venit prea târziu și când e prea târziu nu se mai poate face absolut nimic. De aceea mă rog în această seară, și vreau să vă chem la această rugăciune. Doamne, revarsă în locul acesta bucuria mântuirii. Amin. Suntem cel puțin, dacă vreți, la modul grosolat așa lucrurile, suntem două categorii de oameni aici. Suntem oameni care avem
bucuria mântuirii prin faptul că l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre și ducem până la capăt mântuirea aceasta cu frică și cu tremur. Dar sunt alții care poate amână de ani de zile. În seara aceasta Domnul să le vorbească, Domnul să-i cerceteze. Rugați-vă pentru cei nemântuiți. Poate ați adus pe brațe de rugăciune de ani de zile. Seara aceasta poate fi seara mântuirii lor, poate fi seara ridicării. Domnul să-și facă numele de slavă la Piatra Vie și Ria în 2014. Și în seara de ieri, și în seara de astăzi, și în seara de mâine. De aceea vă invit cu drag, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să fie o rugăciune sinceră, din toată inima. Dacă nu știi ce să-i spui Domnului în seara aceasta, acolo unde îi spune atâta, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Slavă Domnului! Adonai este numele Tău, Adonai este numele Tău și lunat ca o stea, Tu este viața mea. Adonai, Adonai este numele Tău, Adonai este numele Tău și lunat ca o stea, Tu este viața mea. Aleluia! 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 Jehova Ire! Jehova Ire este numele Tău, Jehova Ire este numele Tău și lumnat ca o stea peste viața mea. Jehova Ire, Jehova Ire este numele Tău, Jehova Ire este numele Tău și lunat ca o stea peste viața mea. Toată biserica să-i dăm laudă Domnului. Aleluia! 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 Jehova Rafa! Jehova Rafa este numele Tău, Jehova Rafa este numele Tău și lunat ca o stea peste viața. Toată biserica, Jehova Rafa. Jehova Rafa este numele Tău, Jehova Rafa este numele Tău și lunat ca o stea peste viața mea. Aleluia! Să ne gândăm, aleluia! 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 Și din toată inima să gândăm, aleluia! 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 Sfânta lui Dumnezeu să treacă de la inimă la inimă. Și-aș dori în această seară toți să ne umple de puterea lui Dumnezeu. Amin? Slăvit să fie El. Jehova Rafa este numele Tău, Jehova Rafa
este numele tău și înalt ca o stea. Tu știi viața mea, Jehova Rafa. Jehova Rafa este numele tău, Jehova Rafa este numele tău și înalt ca o stea. Tu știi viața mea. Aleluia. Biserica. Aleluia, 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 aleluia. Aș dori și cei de afară să cântăm împreună cu noi, să lăudăm pe Domnul. Slavă Domnului! Poetul unui cântăr spune și zice: Domnul e aici, că am simțit fior. Domnul e aici, o simte tot poporul, de la doi sau trei, după al său cuvânt, Domnul e prezent prin Duhul Sfânt. Aș dori în această seară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să transforme inima, amin? Un om al lui Dumnezeu spunea și zicea: de multe ori nu contează cum vii în casa lui Dumnezeu. De multe ori nu contează cum vii la biserică, de multe ori contează cum pleci de la biserică, amin, fraților? Pentru că poți să vii în prezența lui Dumnezeu bolnav, poți să vii păcătos, poți să vii întristat, împovărat, dar dacă vini să te întâlnești cu Dumnezeu, poți pleca acasă transformat, amin? Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos în această seară să schimbe inimi, să nu mai pleci cum ai venit, să pleci transformat. Aș dori să vină și grupul de la Șiria, să ridicăm cu toți în picioare și vrem să cântăm o cântare de biruință. Poetul cântării spune și zice: cine a biruit moartea? Haideți să ridicăm cu toți în picioare și cu toții să spunem: Iisus, pentru că El este leul din Iuda. El rog să treacă astăzi de la inimă la inimă, amin? Și toți în această seară să simțim prezența lui Dumnezeu. Haideți să cântăm și să dăm laudă lui Dumnezeu împreună cu toți. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Glorie Domnului! Hai spune-mi cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leu din Iuda, scutul și tăria mea. Hai spune-mi cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine scutul și tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Hai spune-mi cine a biruit moartea, Iisus, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, Iisus, scutul și tăria mea. Hai spune-mi cine a biruit moartea, Iisus, cine a călcat peste ea, Iisus, cine e leu din Iuda, scutul și tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, aleluia, aleluia. Haideți să cântăm cu toată biserica.
Nu mă tem de niciuna,
căci numele mi-e scris în ceruri. Spre cer călătoresc, la Domnul mă gândesc și despre El la toți mărturisesc. De când El m-a iertat, eu sunt cel mai bogat. Comoara mea e acolo unde? În ceruri. Spre cer călătoresc, la Domnul mă gândesc și despre El la toți mărturisesc. Ce? Căci Domnul e păstorul meu, nu mă tem de niciun rău. Domnul e păstorul tău, la izvoare sunt condus. Dacă Domnul e păstorul tău, cântă împreună cu noi din toată inima și zi: Domnul e păstorul. Domnul e păstorul meu, nu mă tem de niciun rău. La izvoare sunt condus, minunata meu. Și haideți cu toată biserica să spune din toată inima: o, de la dată din toată inima, o de la ver. O de la ver, de la ver, de la ver, palama de-a ver, vocea ce-sa ver, palama. Și doar biserica Domnului spune și zice: o de la ver. Cu toate, cu toții, o de la mea. O de la mea, de la mea, de la mea, palamandea mea, vocea ce-sa mea. Palaș, ultima strofă cu toată biserica: când nu mai poți tu, când nu mai poți tu, poate e. Când nu mai poți tu, poate El, dar poate El, poate El, dar poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Amin, Domnul să vă binecuvânteze. Stau și privesc ochii adânci care m-au descătușat când eram zdrobit de stânci. Azi simt o lacrimă de foc ce i-au curs din ochii tăi. Te iubesc, Domnul meu. Stai și-ți privesc ochii adânci care m-au descătușat când eram zdrobit de stânci. Azi simt o lacrimă de foc ce i-au curs din ochii tăi. Te iubesc, Domnul meu. Schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta, perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnul meu. Tu ești iubirea cea din tâi, primul sau mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta,
perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnule. Steaua ta. Noi amândoi vom fi mereu. Timpul nu va trece greu. Te iubesc, Domnul meu. Iar când pe nori te voi vedea, noaptea o voi birui și voi fi vestea ta. Noi amândoi vom fi mereu. Timpul nu va trece greu. Te iubesc, Domnul meu. Tu mi-ești iubirea cea din mulți ani mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta, perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnul meu. Primul salt mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta, perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnul meu. Glorie Domnului Iisus! Stăm în mâna lui Hristos, spunea Domnul Iisus, că din mâna lui nu ne poate smulge nimeni. Slăvit să fie El! Glorie Domnului! Viața mea să-ți-o predau și eu slujba ta să stau. Ți-o dau ca iubire, da. Căci dragostea ta m-a unit, eu sunt cel mai fericit. Te iubesc, Domnul meu. Vreau viața mea să-ți-o predau și în slujba ta să stau. Ți-o dau ca iubire, da. Căci dragostea ta m-a unit, azi sunt cel mai fericit. Te iubesc, Domnul meu. Tu ești iubirea cea din tâi, primul salt mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta, perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnul meu.
Tu mi-ești iubirea cea din tâi, primul sal mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să stau în mâna ta, pe la care-ți va cânta. Te iubesc, omul meu. Zi de zi străbat valea plângerii, zi de zi întâmpin numai greu. Adeseori sunt singur, nu am pe nimeni. O, Doamne, ține-mă în brațul tău. Zi de zi străbat valea plângerii, zi de zi întâmpin numai greu. Adeseori sunt singur, nu am pe nimeni. O, Doamne, ține-mă pe brațul tău. Ține-mă la greu în mâna ta. Postește-mă mereu sub aripa ta. O, Doamne, ține-mă pe brațul tău. Rămâi, Iisus, prietenul meu. Ține-mă la greu în mâna ta. Postește-mă mereu sub aripa ta. O, Doamne, ține-mă pe brațul tău. Rămâi, Iisus, prietenul meu. Glorie Domnului Iisus. Ne-am salvistul când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpuriu acoperă cu bine cuvântări. Slăvit să fie Domnul! Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Dacă totul în jurul tău e pustiu, totul în jurul tău vezi că se mișcă, este unul care privește din înălțimea cerurilor. Și El vrea în seara aceasta să-ți dea o direcție, să-ți dea o inimă nouă, o viață nouă. Binecuvântat să fie Domnul! Aleluia! Glorie Domnului! Totul în jurul meu este pustiu, ia-mă sub aripa ta. Nu părăsești pe nimeni, așa eu știu. O, Doamne, ține-mă în mâna ta. Totul în jurul meu este pustiu, ia-mă sub aripa ta. Nu părăsești pe nimeni, așa eu știu. O, Doamne, ține-mă în mâna ta. În mâna ta.
mărimea ta. Doamne, ține-mă pe brațul tău. Rămâi, Iisus, prietenul meu. Ține-mă la greu în mâna ta. Adăpostește-mă mereu sub aripa ta. Doamne, ține-mă pe brațul tău. Rămâi, Iisus, prietenul meu. Ține-mă la greu în mâna ta. Adăpostește-mă mereu sub aripa ta. O, Doamne, ține-mă pe brațul tău. Rămâi, Iisus, prietenul meu. Glorie lui în veci. Aleluia. Iubiți creștini, stimați frați și surori, mă bucur să ne vedem în seara aceasta aici și doresc din toată inima pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin! Vă salut în numele Consiliului Național Bisericesc, vă salut în numele celor 2856 de biserici din România și vă salut în numele multor biserici penticostale române din diaspora europeană. Mă bucur să-i salut și pe cei de la Credo TV. Am avut împreună câteva zile de părtășie în Germania săptămâna trecută și iată că suntem în seara aceasta și aici. Mă bucur să cred că fiecare din noi am hotărât pentru 3 zile să proclamăm în locul acesta o măreață catedrală a lui Dumnezeu. Și nu uitați că în Psalmul 82 stau scrise cuvintele că Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și îl judecă în mijlocul Dumnezeilor. Și zicea Asaf, am zis, toți sunteți Dumnezei, fie ai celui preanalt. Aș vrea în seara aceasta, pentru fiecare din noi, Dumnezeu să ne inspire dorința și gândul de a ne ridica pe o nouă treaptă spirituală, de a fi cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Și mai mult, zice Ioan că atunci când se va arăta Domnul Iisus, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată că se coraborează cu ceea ce zicea Asaf. Sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt. Fiind fii de Dumnezei, fiind ca Domnul Iisus Hristos, fiind moștenitori împreună cu El, încă din seara aceasta, gândul acesta doresc să ne însuflețească. Felicit organizatorii, pe cei ce au ales să fie la 4-a ediție implicați în organizarea aceasta și în mod deosebit apreciez dorința lor de a face ceva pentru Șiria, pentru locuitorii din Șiria, pentru cei din județul Arad și pentru cei din România. Am înțeles că zilele ce urmează, la Ponoare va fi din nou întrunire de genul acesta, la Tofnea va fi din nou, nu de mult am avut la Lipova, și slăvit să fie Domnul pentru că Evanghelia se vestește. Toate astea nouă ne spun că venirea Domnului e foarte aproape. Și în seara aceasta mesajul lui Dumnezeu pe care vreau să-l transmit pentru fiecare din noi este o atenționare. De aceea lăsați-mă să citesc cuvântul Domnului din 2 părți ale Bibliei și dacă nu-i prea mult, ridicați-vă pentru respectul ce trebuie să-mi dăm cuvântului sfânt. Evrei 4:1, iar apoi vom citi și cuvântul din Romani, capitolul 2, de la versetul 11. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege.
Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Organizatorii spun că busurile pleacă. Deci cei ce sunt de plecat să plece. Cei ce sunt de rămas să rămână. Și cei ce vor să intre în împărăția lui Dumnezeu să ia aminte în seara aceasta. Cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 4 cu versetul 1, începea cu o atenționare. Să luăm, dar bine, seama. Vedeți, noi de atâta ori luăm seama la anumite situații care ne înconjoară. Luăm seama la vremurile în care noi trăim. Luăm seama la problemele cu care ne confruntăm. Luăm seama la pericolele care ne stau în față și uneori suntem expuși în fața lor. Dar de data aceasta, omul lui Dumnezeu atenționează și trage un semnal de alarmă zicând să luăm, dar bine, seama că există o făgăduință a intrării în împărăția lui Dumnezeu și s-ar putea pentru unii să fie prea târziu. S-ar putea seara aceasta pentru unii intrarea în împărăția lui Dumnezeu să fie favorabilă, ei să o accepte și Dumnezeu să-i înfieze, așa cum se spunea anterior aici. Dumnezeu întotdeauna are un astăzi și azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, să nu-ți împietrești inima. Uneori cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, zice Pavel, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uneori pentru că oamenii nu vor să renunțe la rău, care este o boală, un cancer spiritual, ajung să sape o prăpastie între ei și Dumnezeu, ajung să zidească un zid de despărțire între ei și Dumnezeu, ajung să se întâlnească cu acea poartă închisă în fața lor, pentru că n-au vrut să renunțe la păcat. E prea târziu, apropo de bus, e prea târziu să te duci în autobuz după ce autobusul a plecat. E prea târziu să te duci la gară după ce trenul a plecat. E prea târziu să încerci să rezolvi problema mântuirii tale după ce ai plecat din lumea aceasta. Există un acum, un astăzi și aici pentru fiecare din noi. Acel prea târziu de atâtea ori îl auzim și așa cu durere, parcă și cu strângere de inimă, când stai în fața unei persoane și spune: o, ai venit prea târziu, accepți această afirmație, dar ea este o realitate. Există un prea târziu și la Dumnezeu și va fi prea târziu pentru unii să se întoarcă la Dumnezeu atunci când vor vedea că sunt cu un pas dincolo. Va fi prea târziu pentru unii să-și rezolve problema vieții după ce au trecut dincolo de mormânt. Va fi prea târziu pentru unii să se pună de acord cu voința divină când vor ajunge acolo unde a ajuns săracul acela din Luca 16, care el a ajuns într-un loc de fericire, dar nu departe de el era o prăpastie unde era un bogat ce se chinuia cumplit. Săracul era prezentat în Luca 16 ca fiind într-un loc prezentat fiind sânul lui Avram. Dar de undeva acolo era o prăpastie unde unul se chinuia foarte tare, era bogatul la poarta casei căruia el stătuse atâta timp. Și ăsta încerca să-și redreseze situația, încerca să facă ceva, dar era prea târziu. A încercat să se roage, era prea târziu. Și a ridicat ochii în sus, era prea târziu. A vorbit despre pocăință, dar era prea târziu.
pentru că timpul când ne ridicăm privirea în sus este astăzi. Timpul rugăciunii este astăzi. Timpul pocăinței este astăzi. Timpul când poți să te apropii de Dumnezeu este astăzi. Timpul când poți să dai inima lui Dumnezeu este astăzi. Timpul când poți să te naști din nou este astăzi. Timpul când poți să-i spui lui Dumnezeu Tată și să-ți ridici ochii spre El este astăzi. Bogatul acela, toată viața lui a dus o viață de huzur. Avea tot ce îi trebuia, dar avea o inimă închisă. Îl lăsa pe Lazar la poarta casei lui, nu-i acorda atenție, câinii acordau atenția care veneau și lingeau bubele. Și-a murit săracul Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Dar ce credeți că ăsta, dacă a fost bogat, a fost veșnic? Da, de unde? Și el a trebuit să plece, dar a plecat în locul de chin. S-a trezit, a luat seama, dar prea târziu. Și-a ridicat privirea în sus, dar prea târziu. Știu că și în seara asta, probabil unii o să spuneți, predicatorul ăsta predică prea târziu. Dar chiar dacă e prea târziu, lăsați-mă în câteva minute să vă subliniez câteva probleme. Nu e prea târziu să dăm inima Domnului. Nu e prea târziu să zicem un da pentru cer. Nu e prea târziu să luăm o decizie a ne schimba viața. Nu e prea târziu să ne ridicăm privirea în sus, pentru că aici și acum înțelegem de ce psalmistul a zis: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul nostru vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul este cel ce ne ține prin cuvântul tăriei lui. Domnul este cel ce ne dă pâinea cea de fiecare zi. Domnul e cel ce ne dă sănătatea. Domnul este cel ce ne mântuiește. Domnul este cel ce ne făgăduiește cerul. Domnul este cel ce face din noi frați a lui Iisus Hristos. Domnul este cel ce ne numește copii ai Săi. Și Domnul a inspirat pe Asaf când a zis că noi toți suntem Dumnezeu, putem fi Dumnezei fie celui prea înalt. Ăsta și-a ridicat ochii, dar era prea târziu. S-a rugat și au zis, s-a rugat la Avram, face o rugăciune acolo, în locul acela de chin, face o rugăciune acolo unde probabil era ultima lui rugăciune și nici aceea nu o face cum trebuie. Se roagă la Avram, mulți aleg să se roage, dar nu se roagă cum trebuie. Am auzit că cineva amintea aici de rugăciune la Sfântul Anton. Alții se roagă la Sfânta Maria, alții se roagă mai știu la orice an sfânt pe care îl putem numi. Eu știu, sunt sfinți și Dumnezeu zice că în sfinții după pământ își găsește toată plăcerea lui. Numai că niciun sfânt nu-i deținător de har. Singurul care are toată puterea în cer și pe pământ este Domnul Iisus Hristos. Singurul care poate asculta rugăciunea e Domnul Iisus Hristos. Singurul în a cărui nume noi suntem mântuiți e Domnul Iisus Hristos. Singurul a cărui împărăție o credem că este între noi și așteptăm intrarea reală în cer e împărăția lui Iisus Hristos. Pentru că El ne-a făgăduit și a zis: mă duc să vă pregătesc un loc și am să mă întorc cu mine ca după ce v-am pregătit locul să vă duc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragii mei, în seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu. Să luăm bine seama că e timpul când ridicăm privirea în sus. Să luăm bine seama că trebuie să ne deschidem inimile pentru cer. Că e timpul să ne rugăm. O singură rugăciune în toată Biblia am găsit-o făcută unui sfânt, lui Avram, despre cel ce am vorbit adinoară, și nici aceea n-a fost ascultată. Rugăciunea adevărată trebuie făcută Tatălui din cer, în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea Pavel zice în Efeseni 3:14: iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage obârșia orice familie în cer și pe pământ. Și mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere în omul dinăuntru. Acolo, în locul acela de chin, în locul acela pe care numiți-l cum vreți, în locul acela de după moarte, acolo se vorbește și de pocăință. Se vorbește, dacă vreți, și de salvare. Se ruga bogatul acela și zicea: Avrame, mai am 5 frați,
să meargă Lazar să le spună ce se întâmplă aici, să se pocăiască. Ei, timpul pocăinței este astăzi. Și știți ce însemnează pocăința? Schimbarea mentalității, întoarcerea spre Dumnezeu, regret pentru tot ce e rău, predarea în brațul Domnului Iisus. Asta e pocăința. Și pocăința este pentru toți oamenii, că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt chemați. Să aminte aici că Dumnezeu, când e vorba de pocăință, nu face trimitere la cuvântul unii, că numai unii se pocăiesc, că numai unii au dreptul la împărăția lui Dumnezeu, că numai unii vor ajunge în cer. Toți oamenii sunt chemați. Sunt chemați și romii, sunt chemați și germanii, sunt chemați și românii, sunt chemați și englezii, sunt chemate toate națiunile pământului, toate etniile, toate culorile, toate rasele sunt chemate să se apropie de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu! Și El se va apropia de voi, ni se spune, că viața trece. Totul trece iute și noi zburăm. În Romani se spune că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci toți care păcătuiesc fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Sunt prea mulți cei ce zic, păi știi, eu n-am știut, eu n-am cunoscut. Unii vin și spun, cum o să-i judece Dumnezeu pe indieni? Cum o să-i judece Dumnezeu pe aborigeni? Cum o să-i judece Dumnezeu pe barbari? Cum o să-i judece Dumnezeu pe cei ce cu mii de ani înaintea noastră au fost și n-au auzit de jertfa lui Hristos și n-au auzit de Cuvântul Sfânt? Iată că Apostolul Pavel zice că cei ce n-au avut lege vor fi judecați fără lege. Cei ce însă au ascultat legea și cuvântul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu vor fi judecați după lege. Și știți cum este judecata aceasta fără lege? Cuvântul ne spune în seara aceasta că cei ce măcar că n-au lege fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege, pentru că în fiecare din noi Dumnezeu a pus gândul veșniciei și fiecare din noi avem în noi așezat simțul binelui și a răului. Mi-aduc aminte de unul dintre părinții bisericești, un mare patristician, un patrolog, spuneți-i cum vreți, ăsta zicea, Grigore de Nisa, că Dumnezeu nu-i nedrept să nu răsplătească chiar și pe barbari atunci când au făcut binele. Însă și când fac rău, Dumnezeu îi pedepsește și trage la răspundere. Deci când e vorba de relaționare la Dumnezeu, când e vorba să ne relaționăm la bine, la o viață sfântă, fiecare din noi știm ce e bine și ce e rău. Indiferent care e situația, indiferent câtă cultură avem, indiferent cât de mult am citit sau n-am citit Biblia, avem simțământul acela așezat în noi. Dacă am făcut bine sau n-am făcut bine, dacă avem satisfacții sau nu avem satisfacții, fiecare din noi simțim. Și Dumnezeu nu-i nedrept să nu răsplătească până și barbarilor, zicea Grigore de Nisa, dacă au făcut binele. Dar Domnul este drept. Știți cum a zis omul lui Dumnezeu? Doamne, ești drept în hotărâri și fără vină în judecăți. Păi dacă răsplătește pe cei ce au făcut binele, pedepsește și pe cei ce au făcut rău. În seara aceasta n-aș vrea să fiu un negativist, dar aș vrea să vă aduc aminte de ce zice Apostolul Pavel. Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați-vă și la asprimea lui. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate și de îndurare, dar este și un foc mistuitor. Dumnezeu cheamă astăzi, dar nu uitați, are și o zi de judecată. Și Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți, predica Pavel în Areopagul din Atena. În seara aceasta nu suntem aici să fim judecați. În seara aceasta suntem aici să fim chemați. Și înainte de a vă provoca la chemare, aș vrea să vă vorbesc puțin despre viață. Nu e așa că
Toți vreți să aveți o viață cât mai ușoară și cât mai fericită? Cine vrea să aibă o viață fericită? Știți ce este fericirea? Horney, unul dintre teologii moderni, definea fericirea ca fiind nimic altceva decât alegerea unei ținte spre care mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Ținta noastră a tuturor spre care călătorim este Domnul Iisus Hristos și este cerul, că El s-a dus să pregătească locul ca să ne ia și pe noi. Asta e fericirea. Să te apropii de Dumnezeu, cum zicea David în Psalmul 73. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Mi-aduc aminte că Elifaz din Teman îi spune lui Iov, când Iov s-a lamentat de necazurile lui, zice, băi, împrietenește-te cu Dumnezeu, vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. Fericire înseamnă pace în inimă și dincolo de pace în inimă și de fericirea pe care o dorim și o savurăm așa de mult, stă un Dumnezeu mare și puternic. În El avem viața, ființa și mișcarea și suntem din neamul Lui măriți să fie El. El este Cel care ne trimite orice dar bun și desăvârșit și de la El să pogoară toate. De aceea în seara aceasta să luăm aminte la viața noastră, știu că fiecare țineți la viață, dar atâtea comparații, atâtea metafore găsim în Biblie raportate la viață. Ce este viața? În Iov, în capitolul 14, ni se spune că viața este ca o umbră. Umbra te bucuri, mai ales azi când au fost 32-33 de grade, te-ai bucurat să stai la umbră. Cineva m-a chemat aici afară să stăm de vorbă și imediat m-am tras lângă un microbus. Am vrut să stau la umbră. Te bucuri de umbră, dar nu trece mult timp și umbra se mută sau dispare, că soarele se ridică. Așa e viața. Te bucuri de ea, dar nu trece mult timp, că viața aici e trecătoare. Unul din poeții noștri creștini, pe care eu mereu îl citez în mod deosebit la mormântări, zicea: ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa, dar zburăm ca vântul. Asta zicea Traian Dorz în versurile lui. Viața pe pământ este ca o umbră, o umbră. Viața pe pământ e ca o părere, zicea Dorz. Omul lui Dumnezeu, Iov, zice în capitolul 7 cu versetul 6 că e așa de trecătoare viața lui, viața celor din vremea lui, viața mea și viața ta. Trece repede și zilele noastre sunt mai iuți decât suveica țesătorului. Nu departe de aici m-am născut, în Sintea Mică. Și la Șiria, și la Sintea Mică, și la Arad, mi-aduc aminte că femeile țesau în mod deosebit iarna. Și eram copil acasă și mă uitam cum țese mama în războiul ăla de țesut și cu ce viteză zbura suveica dintr-o parte în alta. Și seara, când se încheia seara, de multe ori se uita și scotea beteana să vadă cât a țesut și zicea: slavă Domnului, uite, am țesut destul de mult azi, slăvit să fie Domnul. Se țesau covoare frumoase, parcă văd și acum, era o adevărată măestrie cu tot felul de culori și fire, se făceau preșurile pe jos, covoare, coverturi pe pat. Surorile mele își mai băgau și ele degetele pe acolo să țese. Și mama, seara când își punea ochelarii și se uita, zice: ia veniți încoace, uite, aici ați băgat un fir greșit. Și avea un ac cu care trăgea firul și băga un fir cum trebuie. Uite, aici nu-i bine, uite, aici nu-i bine. Dar era țesătura din ziua respectivă. Dragii mei, îmi place să compar viața pe pământ cu cu o pânză țesută. Și fiecare aruncătură de suveică e o zi care se duce din viața mea și din viața ta. Te-ai gândit ce bați în beteana vieții tale? Te-ai gândit în pânza vieții tale când ajungi la 65, 70, 80 de ani? Ce se vede în urmă? Că într-o zi cineva ia pânza aceea și se uită. Câte fire sunt greșite? Că după moarte nu mai vine mama cu acul să tragă firele greșite. Am rămân acolo și din pânza aceea se vede ce ai făcut bine și ce ai făcut rău. Viața trece iute.
Pânza vieții trece iute, timpul se scurge iute și noi ne apropiem de punctul terminus a vieții, când trebuie să pășim dincolo. Credeți că bogatul de care aminteam s-a gândit încă pleacă? Oh, el a dus o viață de uzuri, îmbrăcat în porfiră, în subțire, ar fi tot vrut să trăiască, numai că n-a fost așa. A trebuit să plece și el, că toate zilele vieții sunt scrise în cartea lui Dumnezeu, înainte de a fi fost vreuna din ele, scrie psalmistul psalmul 139 cu versetul 16. Acolo sunt scrise și zilele mele și zilele tale. Toate sunt scrise și se scurg și se duc și pânza vieții rămâne. Te-ai gândit și astăzi ce ai bătut în beteala vieții tale? Ce ai țesut? Dacă trebuie să pleci la noapte, te-ai gândit ce ai țesut acolo? Pentru că viața noastră este ca o pânză. Viața noastră pe pământ este o viață așa de trecătoare, asemănătoare cu un fir de iarbă. Moise zice rugăciunea lui din Psalmul 90 că viața noastră este ca iarba care dimineața crește, iar seara se usucă și este tăiată. Și nu se mai cunoaște nici locul unde a fost. Asta e viața pe pământ. Astăzi ești aici, predic în fața dumneavoastră. Poate peste un an de zile sunt în lumea de dincolo la Dumnezeu sau peste o săptămână sau peste o lună. Nu știu niciodată ce se întâmplă. Dar e foarte important pentru că suntem așa de vulnerabili, pentru că suntem așa de trecători, pentru că viața noastră e așa de scurtă. Să luăm aminte la ce zice Amos în capitolul 4 cu versetul 12. Pentru că îți voi face astfel, Izraele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu dacă la noapte trebuie să pleci? Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu dacă trebuie să pleci peste o săptămână? Poate unul zice, eu sunt în floarea vieții. Am un cuvânt și pentru cei care se aseamănă cu florile. Isaia, capitolul 40, omul lui Dumnezeu aude un îndemn și un strigă din partea Domnului care îl îndemna și pe el să strige. Un glas zice strigă și Isaia zice, eu am răspuns, ce să strig? Orice om este ca iarba și toată strălucirea lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. Sunt vreo 15 ani de când am fost chemat într-o casă de cultură la evanghelizare și mă gândeam eu, băi, probabil că vin foarte mulți de avem evanghelizarea în casa de cultură. Și când ne-am dus, nu erau decât vreo 3 rânduri. Și am zis, fraților, dar ce se întâmplă? Că astea 3 rânduri nici biserica nu o umpleau. Și am zis, frate, toată comuna este opărită. Dar ce s-a întâmplat? În vremea aceea, o tânără de acolo, din localitatea lor, s-a dus să-și dea rezidențiatul la București și a sunat din București, a sunat soțul și a spus, uite, am ieșit pe primele locuri, mi-am luat rezidențiatul ca medic. Sunt medic în drepturi de pline. Întoarcerea ei acasă coincidea exact cu data nașterii ei. Și ca să îi facă o surpriză, soțul i-a cumpărat bilet de avion și a spus neapărat să nu stai până mâine dimineață, vii cu avionul de seară, ai biletul plătit. Pregătise pentru ea acasă, împodobise o sufragerie toată cu flori, un cadou frumos și aștepta să vină. S-a dus seara să o aștepte la avion, a venit, s-au grăbit să ajungă acasă în localitatea lor și pe drum au intrat într-o coleziune frontală cu o mașină. A trecut o oră, au trecut două și n-au mai ajuns. Au dat telefon la aeroport și aeroportul a zis, dar avionul a venit. Se întrebau ce se întâmplă, dar după circa jumătate de oră, polițistul a bătut la poarta casei lor și a întrebat, aveți o fică care se numește așa? Da. Vreau să vă spun că s-a întâmplat un necaz, a avut un accident, soțul este la reanimare intensivă și ea este la morgă. În ziua când ea trebuia să fie cea mai frumoasă floare, în mijlocul florilor, într-o zi de dublă sărbătoare a venit marele grădinar și a rupt floarea. Și toată sărbătoarea aceea de bucurie s-a transformat într-o sărbătoare de doliu. Când eu m-am dus la evanghelizare, era exact ziua mormântării.
și îmi spuneau frații, nu vin oamenii, toți sunt opăriți, atâți cât sunt, zic, cu atâția mergem înainte. Pavel predica uneori la o femeie pe malul râului, mergem înainte. Dragii mei, să nu ne încredem că suntem în floarea tinereții, să nu fim convinși că mai avem încă mult de trăit, că nu știm niciodată ce se întâmplă. Nu departe de aici, am păstorit 11 ani câteva biserici și într-o seară predicam la un priveghiu și am întrebat în timp ce predicam, care de aici aveți garanția că mâine dimineață vă mai ridicați din pat? Și un om turmentat de băutură din hor a strigat, eu mă, popă! Ah, a strigat, s-a încheiat slujba, noi am plecat. Și a doua zi când m-am dus la mormântare, diaconul bisericii mă întreabă, frate, vă aduceți aminte că unul a strigat aseară? Da, era vremea când Ceaușescu lua luminile, știți, nu prea era lumină, țineam slujbele, era lumina lămpii. Ce omul ăla a fost biat, a plecat aseară de la priveg și când a traversat drumul s-a băgat o mașină, acum e mort. Vedeți, un om care sfida orice atenționare, fie înțeleaptă, fie neînțeleaptă. Nu vă bazați pe floarea vieții, că floarea se usucă, că iarba se usucă, că floarea se usucă, că trece totul, că se scurge totul, că zilele zboară și noi ne confruntăm cu realitatea întâlnirii cu Dumnezeu. Și cum ne ducem înaintea Domnului? Un poet se lamenta zicând, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Cu ce ne ducem înaintea Domnului? Știți cu ce mai e comparată viața pe pământ? Viața pe pământ este comparată cu un abur. Și zice Iacov în capitolul 4 cu versetul 14 că aburul se vede puțin tern și apoi dispare. Și îmi place că în psalmul 73 psalmistul compară viața și cu un vis. Știți, sunt visuri mai lungi și mai scurte. Sunt visuri care ai tot vrea să visezi și îți plac visurile alea. Dar sunt visuri însoțite de coșmaruri. Ai vrea să te trezești și nu te poți trezi. Doamne, de câte ori am visat și eu și nu mi-a convenit ce am visat și aș fi vrut să mă trezesc, dar nu mă puteam trezi. Ei, cam asta e viața. Viața aici pe pământ este o viață foarte interesantă. Noi aici visăm, adevărata viață o să o trăim dincolo. Și aici visul poate fi mai lung sau mai scurt. Viața pe pământ poate fi mai lungă sau mai scurtă. La bogatul din Luca 16, ăsta tot ar fi visat, tot ar fi vrut să trăiască aici. Dar s-a terminat și visul lui. La alții se termină mai devreme, la alții mai târziu și se termină. Și abia când s-a terminat visul, te întâlnești cu realitatea. Nu știu dacă cântați cântarea, noi am cântat-o pe vremea când eram tânăr. Noaptea vieții se va sfârși și către cer eu voi porni. Să mă întâlnesc cu ce am lucrat, unde e lumină neîncetat. Să termină visul. Când Elisabeta I era pe tronul Angliei, se spune că a fost pus la cale un atentat împotriva ei. Și cea care a pus la cale atentatul era tot o femeie cu numele Lucy Bonter. A fost deconspirat prin serviciile de specialitate atentatul și a fost pedepsit cu ani grei de temniță cei ce au fost implicați în atentat. Iar Lucy Bonter a fost condamnată la moarte. Trebuia executată într-o noapte. Și s-au dus polițiștii să o ia din celula ei și au văzut-o toată numai zâmbet, dormea. Englezii, în nobleța și mărinimia lor, cu posibilitățile vremii de atunci, au sedat-o ca măcar ultimele zile să fie liniștită. Și era toată numai zâmbet. Un polițist s-a uitat mai atent și i-a spus celui na, o mai lăsăm puțin. Uite ce fericită-i, cine știe ce visează. Dar timpul trecea și la un moment dat au trezit-o. Când au trezit-o, ea s-a încruntat și din fața aceea îngerească a apărut un chip hidos. A scos un țipăt și a zis, vai ce nenorocire! A fost numai un vis. Mă așteaptă marele dezastru. De ce mi-ați luat jucăria? Ea-și visa copilăria în curtea casei, se juca printre flori în fața mamei și a bunicii și avea jucăria în mână. Și acum când s-a trezit la realitate, jucăria nu mai era niciunde. Iubitul meu, stimate domn, stimată doamnă, vreau să spun că și ție ți se ia jucăria într-o zi.
Avem fiecare jucăriile noastre pe care punem accent mai mult decât pe relația cu Dumnezeu. Jucăria uneia poate să fie o poziție socială, jucăria altuia poate fi o bogăție, jucăria altuia poate fi un scop în viața aceasta, oricare altul în afară de a-L sluji pe Dumnezeu. Și vine vremea când ni se iau jucăriile și atunci ne întâlnim cu realitatea. Atunci se întâmplă ce a zis profetul Obadia, căci cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Viața, în această seară, după epistola lui Pavel către Romani, este comparată cu o carte. Și vedeți, fiecare carte are introducere, are cuprins, are încheiere, cuprinsul are capitolele în lui. Și vreau să cred că dacă viața este comparată cu o carte, cărțile au 1, 2, 3, 5 capitole, cel puțin viața are 3 capitole. Și mi-am permis în seara aceasta să compar capitolele vieții noastre ca fiind următoarele. Primul capitol e capitolul gândurilor, cel de-al doilea capitol, capitolul vorbelor, și cel de-al treilea capitol, capitolul faptelor. Eu când citesc o carte, citesc introducerea, mă uit cum e structurată și mă uit la concluzii. Și dacă îmi place, o citesc, dacă nu, o pun deoparte. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu, când scrie cartea noastră, pentru El e foarte important cum se încheie cartea. Ce ai scris pe ultima pagină? Fiecare pagină, fiecare filă poate fi o zi din viața ta. Și e important ce ai scris pe ultima pagină a cărții tale. Asta e decisiv. Avem în viața noastră cel puțin 3 capitole, dar e important cum se încheie cartea, nu cum începe cartea. Eu știu că unul odată n-a scris decât doar câteva cuvinte și cartea vieții lui s-a încheiat bine. Era tâlharul după cruce. În timp ce murea, s-a uitat spre Domnul Iisus și a zis: Doamne, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a încheiat cartea de minune. A zis: adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu mine în rai. Ce bine s-a încheiat cartea. Dar te-ai gândit cum se încheie cartea vieții tale? Pentru că această carte a vieții noastre nu e la păstorul bisericii, nu e la secretariatul bisericii, nu e la primăria din Șiria, nici la cea din Arad. Cartea asta este undeva la Dumnezeu. Acolo cartea este scrisă și cei ce au grijă de carte, ca într-adevăr să fie completă, sunt îngerii lui Dumnezeu. Cartea aceasta este o carte care este completată cu multă fidelitate și niciodată acolo nu vei vedea lucruri neadevărate în ea. Îngerii au grijă în Maleahi, în capitolul 3 cu versetul 16, ni se spune că cei ce se tem de Domnul ori vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de El și cinstesc numele Lui. Pentru că ați venit în seara aceasta aici, Domnul a scris în carte. Pentru că ați făcut o faptă bună, s-a scris în carte. Pentru că v-ați rugat, s-a scris în carte. Dar îngerii sunt fideli și ei completează în carte și ceea ce noi nu am vrea. În Matei, în capitolul 18, ni se spune că fiecare din noi avem îngerul nostru și îngerii aceștia cu multă fidelitate au în vedere corectitudinea completării cărții. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui meu. Fiecare om are un înger. Și îngerul ăsta îi completează cartea. Și primul capitol a cărții e capitolul gândurilor. Gândurile, de atâtea ori noi nu le ținem sub control. Nu ne putem controla să nu vină, dar putem să nu ne lăsăm să-și facă cuib în mințile noastre, în interiorul nostru. Isaia zice în capitolul 55 să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui
și să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeu nostru care nu obosește iertând. Și gândurile trebuie să abandonate. Nu lăsa gândul să te tragă în jos. În cartea profetului Zaharia, în capitolul 8 cu versetul 17, ni se spune că niciunul nu avem voie să gândim în inima noastră rău împotriva aproapelui nostru. Că lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Dumnezeu urăște gândurile rele. Acum, hai să vă supun la un test. Ce ziceți? Dacă gândurile voastre ar apărea proiectate aici, cât ați mai putea ține capul sus în seara asta? Dacă fiecare și-ar vedea gândul proiectat aici, cât ar putea să nu roșească în seara aceasta? Dacă fiecare gând ar trebui să-l pronunț cu voce tare, cât ar avea curajul să o facă? Pentru că capitolul ăsta gândurilor, Doamne pe mulți frământă, un gând rău dă naștere la o vorbă rea. O vorbă rea conduce spre o faptă rea. O faptă rea repetată dă o natură rea și o natură rea și păcătoasă conduce spre iad. De aceea în seara aceasta e foarte important să ne rugăm Domnului să ne ajute în fiecare zi să avem gânduri. Și toate gândurile noastre trebuie făcute robe ascultării de Hristos. Primul capitol al vieții noastre e capitolul gândurilor asemănătoare cu gândul lui Hristos. Cel de-al doilea capitol e capitolul vorbelor. În Matei 12, 36 și 37, Domnul ne spune că vom da socoteană de fiecare cuvânt nefolositor scos din gură. Că din cuvintele noastre vom fi judecați și din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Câte cuvinte nefolositoare am scos azi din gură? Câte am scos săptămâna asta? Am nu știu cât e de adevărat. Odată am văzut o statistică și se spunea că un om cu pregătire medie poate spune 6 minciuni pe oră. Da, în 10 ore câte minciuni spune? Da, în 100 de ore? Da, într-o viață? Și din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Doamne, uneori cuvântul roade ca și cangrena. Despre profetul Ieremia ziceau, hai să-l ucidem cu vorba. Poți cu limba ta, puterea vieții și puterea morții, zice Biblia că stă în vârful limbii. Cu limba ta poți să binecuvintezi, cu limba ta poți să lauzi pe Dumnezeu, cu limba ta poți să încurajezi, cu limba ta poți să aduci și să convingi pe alții să se apropie de Dumnezeu și prin cuvântul tău poți distruge ca și o cangrenă. Te-ai gândit în seara aceasta câte cuvinte rele ai spus până acum și de câte trebuie să te pocăiești în seara zile de azi, că Dumnezeu va judeca și cuvintele noastre. Din cuvintele noastre vom fi judecați și din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Cel de-a treilea capitol a cărții e capitolul faptelor. Eu îmi pot ascunde faptele de colegii mei păstori. Îmi pot ascunde faptele probabil de familia mea. Uneori sunt fapte care le ascund și de autoritățile și organele abilitate ale țării. Dar de Dumnezeu nu mă pot ascunde niciodată. Nu mă pot ascunde niciodată. Întreba psalmistul zicând, Doamne, unde să mă duc departe de ochiul Tău? Unde să mă ascund, Doamne, departe de fața Ta? Și enumără câteva locuri unde crede în că ar putea să meargă și constată același lucru, că peste tot ochiul lui Dumnezeu îl vede și că el se întâlnește cu Dumnezeu și nu poate ocoli pe Dumnezeu. Dumnezeu știe ce gândești, Dumnezeu știe ce vorbești, Dumnezeu știe ce ai făcut și Dumnezeu mai știe ceva, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Că stă ca mijlocitor între noi și Tatăl și că astăzi este gata să facă slujba iertării pentru noi. Dragul meu, te-ai gândit la faptele tale? Cartea Eclesiastul se încheie atât de interesant și zice Eclesiastul așa, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Fiindcă Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu-i moartea fizică capacul peste recipientul cu mizerii și păcate, nu. Dumnezeu toate ne va judeca. Putem scăpa
de mizeriile și păcatele vieții săvârșite, fie în fapte, fie în vorbe, fie în gânduri, dacă am trecut pe la crucea Domnului și sângele Domnului Iisus Hristos ne-a curățit. Dacă am înțeles să ne facem robi ascultării de Hristos, că altfel Dumnezeu va judeca. Cartea se încheie și se spune că Domnul Iisus, după ce a fost în sinagogă și a citit din cartea profetului Isaia, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat jos. Se închide cartea vieții tale, dragul meu, și trebuie dată înapoi îngrijitorului și tu trebuie să cobori jos, trebuie să cobori în țărână. Unii vor auzi ceea ce a auzit Daniel când a primit solia din partea Domnului: du-te până va veni sfârșitul. Te vei odihni și te vei scura iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iar alții cu groază o să privească momentul acela. Poate este ultima chemare care Domnul o face, dar vreau să vă spun că nu e seara aceasta punctul terminus. Chiar dacă viața se încheie aici, urmează judecata și Domnul e drept în judecăți. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să dea socoteala după binele sau rău pe care îmi va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5 cu 10. Dacă ai făcut bine, te duci să te răsplătească Domnul. Dacă ai făcut rău, există o zi a judecății. În Apocalips ni se spune, în capitolul 20, cu versetul 12, că acea carte din cer se va deschide și oamenii vor fi judecați. A fost arătată o carte și alte cărți. Cartea ce era cartea vieții, unde erau trecute numele sfinților. Și erau și alte cărți acolo care au fost deschise. Acolo era și cartea ta și a ta și a ta și a mea. Și fiecare a fost judecat după ce le-a scris în cărțile acelea. Domnul este cel ce judecă, nu oamenii. Domnul este cel ce hotărăște, nu păstorul. Domnul este cel ce are unitatea de măsură, nu comitetul bisericii. Domnul este cel ce mântuirea o oferă în dar, nu în funcție de cât bani ai, nu în funcție de pregătire, nu în funcție de poziție, ci în funcție de inima deschisă, fie numele Domnului slăvit. Poate seara aceasta este ultima seară. Spuneam în Germania când am fost la Zingen că am avut o experiență cu ani în urmă. Țin minte că am predicat odată la un botez și probabil că unii ați fost la acel botez când s-au botezat foarte mulți. Am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și botezul l-am ținut undeva într-o curte, clădirea bisericii era destul de mică, era înainte de 89. Și când am terminat botezul, folosindu-mă de cuvintele scripturale, am zis: uite apă, ce te împiedică să fii botezat? Și s-a făcut o liniște mult mai mare de cum e aici, aici e gălăgie. Acolo s-a făcut o liniște extraordinară. Când am văzut că se face liniște, am strigat a doua oară: omule, cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă! Și când am strigat a doua oară și am dat drumul, eram tânăr, aveam voce, pe și frunzele s-auzeau cu mișcă. Și am dat drumul a treia oară la voce și am zis: dincolo de mine, care sunt un mic slujitor, e marele păstor Iisus Hristos care te cheamă. Uite apă! Fructifică ocazia asta, te cheamă Dumnezeu. Și s-a făcut liniște și deodată din spate am văzut un bărbat mai înalt ca mine, somid, vedea spre mine. Aoleu, când am văzut numai ăla, n-am vrut să vină. Îi botezasem soția cu 2 ani înainte, toate geamurile ne-au spart la biserică. Am vrut să-i botez fica, m-a sunat într-o noapte la 12:30, nu erau mobile, erau telefoane fixe, m-a sunat, am crezut că mă sună America, m-am dus la telefon, era ea. A început să mă înjure la telefon și a zis: mă, drace de popă, dacă botez pe fică mea, intru în bazinul ăla peste voi și vă omor pe amândoi. Și acum ăsta a venit în față. Când am văzut că vine, știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, încercam să-mi trimit înapoi: vă rog să rămâneți acolo, eu... Pe alții am chemat, nu pe dumneavoastră, că n-aveam încredere. Dar el hotărât a venit, mi-a zbuns microfonul din mână și a zis: băi tinere, să fie foarte clar, ai spus astăzi că se mânie Dumnezeu dacă astăzi nu vin aici. Apoi eu nu vreau să se mânie Dumnezeu pe mine.
O vrei tu să mă botezi azi, ori nu vrei. Eu de aici nu plec nebotezat. Dacă nu vrei să mă botez, lasă că mă bag eu în apă și mă arunc eu singur în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și tot nu plec nebotezat. A dat jos haina și așa a intrat peste mine în bazin. Când l-am văzut, n-am avut ce face. Vorba românului, cel mai deștept cedează. L-am botezat, dar m-am tot gândit, băi, ce am făcut? Am fost așa de neliniștit, am spus la un frate slujitor vecin cu mine, bă, ce ești tu, Billy Graham? Billy Graham era atunci pe van. Ce te-a apucat, bă, să strigi acolo, să chemi tu? Trebuia să-ți vezi de treaba, ai încheiat botezul. M-am dus la unul ce era în conducerea filialei, atunci mi-a zis, bă, până aici s-a fost. Mâine te sună ăștia de la București, inspectorul de curte, îți ia recunoașterea, legitimația, gata, ai terminat. Dom'le, eram așa de tulburat, ce să fac? Mă rugam și ziceam, Doamne, scapă-mă, îți promit că nu mai fac treburile astea, nu mă scapă-mă de aici. Toată neliniștea a durat până miercuri noaptea spre joi dimineața. Miercuri noaptea spre joi dimineața la omul ăla s-a rupt o venă pe creier și a murit. Joi dimineața soția lui m-a sunat și mi-a spus, o decedat. Și atunci am înțeles că într-adevăr nu-mi chemam eu, îmi chema Dumnezeu. În seara aceasta nu vreau să vă chem eu, dar vreau să vă cheme Dumnezeu și să vă atingă Dumnezeu inimile. Eu nu știu cine în seara aceasta vrea să-și dea inima Domnului, dar aș vrea să vă ridicați cu toții pe picioare. Și dacă sunt persoane aici care vor să-și dea viața în mâinile Domnului și să ne rugăm pentru ei, aș vrea să o facem. E seara când puteți să veniți la Domnul Iisus Hristos. Eu nu știu dacă mâine dimineață vă mai puteți ridica de pe pat. Eu nu știu dacă ziua de poimâine e ziua voastră. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua suflete când Domnul te cheamă la mântuire. Îmi place să mă rog pentru voi. Cei ce vreți în seara aceasta să-L primiți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, ridicați o mână sus. Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, fără jenă. Haideți aici în față. Frații păstori vor veni și să vă ruga cu punerea mâinilor. Vă rog să îndrăzniți. Haideți aici în față, cei ce doriți să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos, cântăm o cântare și în timpul acesta vă așteptăm să veniți aici în față. Și pentru tineri, și pentru bătrâni, mântuirea e pentru toți. Îndrăzniți, vă rog. Ați ridicat mâinile, ridicați și inimile către Dumnezeu și haideți aici în față. Hai, fetelor, am văzut că ați ridicat mâna. Haideți, poftiți aici în față. Și de aici, îndrăzniți și veniți. Vă rog să eliberați puțin aici. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu are de lucru în seara aceasta. Îndrăzniți, îndrăzniți, fără jenă. E seara când stăm înaintea lui Dumnezeu. Cei ce vreți să vă predați viața în brațele Domnului în această seară, cu toată dragostea ne rugăm pentru voi și mijlocim pentru voi. Domnul este gata să ierte, Domnul este gata să binecuvinteze, Domnul e gata să înfieze pentru cer. Numai o singură tânără vrea să-L primească pe Domnul Iisus în această seară? Ați ridicat mâinile înaintea Domnului, vă rog să îndrăzniți să veniți. Știu că Domnul în seara zilei de astăzi iartă păcate. Domnul vrea să vindece boane. Domnul vrea să ridice la mântuire. Domnul vrea să dea siguranță pentru viitor. Haideți aici să ne rugăm pentru voi. Pe fondul cântărilor, pe fondul mesajului divin, pe fondul a ceea ce în seara aceasta s-a petrecut aici, vă cheamă Dumnezeu. Ziua de mâine nu este a voastră. De aceea în seara aceasta, cei ce considerați că vreți să luați decizie și să faceți mare întorsătură în viața voastră, vă chem să veniți. Poftiți! Să nu uităm că ziua de mâine s-ar putea să ne coste. Pe fondul acestei simfonii plăcute, Domnul ne cheamă. Mâine s-ar putea să mai ascultăm o singură simfonie formată din plâns și scrâșnirea dinților. Și s-ar putea să fie târziu. S-ar putea să fie prea târziu. De aceea seara aceasta este seara când poți să-ți dai viața în mâinile Domnului. Dacă nu aveți curajul să veniți, cel puțin împreună cu mâinile ridicați și inimile înaintea Domnului, încă o dată vă provoc,
Cei ce vreți să-L primiți pe Domnul seara aceasta, sus mâna, fără jenă. Domnul să te binecuvinteze. Mai e cineva care vrea să vină aici în seara zilei? Haideți, îndrepniți, fără jenă. Frate păstor, vă rog să veniți. Am venit înconjurat-i. Căci Iisuse, cu toată biserica ne rugăm pentru ei și frate păstor se roagă cu punerea mâinilor. Să ne rugăm cu toții. Începem să ne rugăm. Doamne Dumnezeu, ne stăm înaintea Ta în seara aceasta și Te binecuvântăm că Tu ești Dumnezeu lăudat și mărit să fie numele Sfânt. O, Doamne, Te chem în seara aceasta, ascultă-ne! Te chem în seara aceasta, îndură-Te și arată slava și puterea Ta! Viu-ne veșnicule și adevăratule Dumnezeu, lucrează Tu la viața acestor tine! Doamne, schimbă-i, Doamne, transformă-i, Doamne, umple-i de puterea Ta! Doamne, arată-ți slava Ta în viața lor și noi Te mărim și Te binecuvântăm că ești Dumnezeu. Amet, Canae, Toșeba, Tuhau, slăvit și lăudat să fii, că Tu-i trimiți bucuria în inimă spre casă. De aceea Te laud și Te binecuvântez. Măresc numele Tău, Doamne, aș vrea pentru toată viața să fie ai Tăi și nimeni și nimic să nu-i poată smunge din mâinile Tale. Laud puterea Ta, Divinule Stăpân, și Te rog. Ocupă-Te Tu de ei, trimite Îngerul Tău să-i însoțească, trimite-i puterea Ta să-i călăuzească, trimite Harul Tău, Doamne, să fie peste ei și trimite totdeauna dreapta Ta biruitoare să fie totdeauna cu ei în lucrare, lăudat și mărit să fii Tu. Aleluia, aleluia, slăvit și binecuvântat să fii Tu, Doamne. Te rog, Te rog din toată inima mea, iartă păcatele lor, sângele Tău să facă curățirea și apoi înnoirea minții și a Duhului, fă-o Tu prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Tău. Fă-i să fie un sat sfânt în marea Ta grădină. Ajută-i, Doamne, să rodească și rodul lor să rămână până la coacere. Doamne, în seara zilei de azi mă rog înaintea Ta, îndură-Te, Doamne, pentru ei. Îndură-Te, Doamne, pentru viețile lor, intervino Tu. Schimbă, Doamne, dă direcții noi, dă viață nouă, fă ca viața lor să fie o viață sfântă și plăcută înaintea Ta și noi Te binecuvântăm și Te lăudăm, mărit și onorat să fii în vecii vecilor. Te slăvesc, Doamne, Te laud, Doamne, și Te binecuvântez și Te rog în seara zile de azi, ajută-ne, îndură-Te, Doamne, și glorifică-Te, mărit și onorat să fii în vecii vecilor, din toată inima Te binecuvântăm și Te lăudat și mărit să fii în vecii vecilor.